Bună ziua, dragii mei, sunt Aroteala cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru februarie. Înainte să încep etalarea, vreau să vă arăt ceva, un mesaj. În timp ce am amestecat, a venit 5 de cupe, regrete, ați pierdut pe cineva, ați pierdut ceva pe cineva, plângeți, ați plâns sau cineva plânge după voi. Cavalerul de spade a venit aproape în același timp cu temperanța, dar niște vești. Cavalerul de spade uneori aduce vești proaste sau vești bune. În general, e mai brutal, nu menajează când vine cu veștile. Ar putea, pentru că a venit instantaneu aproape, să primiți niște vești care vă vindecă, pentru că temperanța vindecă această suferință, această durere. Ori cuiva este dor de voi, ori vouă vă este dor de cineva și veștile de la ei vă liniștesc, vă alină, vă temperează. Ar fi frumos să fie această variantă. Dacă niște vești vă tulbură liniștea emoțională și vă atrag și mai mult în această zonă a depresiei, a regretelor, a dorului, a lacrimilor, rugați-vă, curățați-vă energetic, pentru că nu este bine să stați în această energie. Interesant este că la capătul setului de cărți aveți îndrăgostiții. E o alegere importantă în dragoste de făcut. Când apar îndrăgostiții, trebuie să alegem. Există o persoană în viața voastră de care vă simțiți teribil atrase. Teribil, teribil. Este regele de bute aici, da? Puteți să fiți voi, poate. Aveți marcaj în berbec sau în altă casă de foc. Puteți să aveți, e dreptul vostru, nu? Din naștere, să aveți și alte planete, nu doar în Taur, evident. Ideea este că e o atracție între voi și cineva foarte mare. Misterioasă, să zicem. Dar până a explica, de fapt, ce e această mare preoteasă, pentru că variază de la om la om, ideea este că voi, regele de monede sau, să zicem, zodia Taurului, deși nu-mi place să fixez zodia Taurului pe acest rege de monede, dar să zicem, ascundeți această luptă interioară, această atracție, pentru că leul e aici, da? Această atracție este și orgoliu, din orgoliu poate, din mândrie, din dorința de a vă păstra echilibru, ascundeți această atracție și eventual manifestați în acest fel o luptă interioară care vă transformă. Cu alte cuvinte, dragostea și atracția pe care o simțiți față de cineva vă transformă. Vă transformă. Se vede și o distanță, o călătorie sau niște drumuri. Dar mai vedem. Hai să mă amestec în fața voastră odată. Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur de două ori. De trei ori, februarie 2022. Interesant, judecata. Trebuie să gândiți, să alegeți, apropo, de regele și regina de monede. Vreți să renașteți eventual prin muncă 7-8 iau regina de monede. Vreți să ajungeți din urmă pe cineva? Există o persoană pe care o apreciați, valoroasă în viața voastră, pe care vreți să o ajungeți din urmă în cazul în care voi aveți mai puțin bani sau poate o poziție. Poate vreți să vă căsătoriți sau eu, mamă, o soție, în fine, pentru care vreți să munciți, posibil și asta. Ideea este că se dorește transformarea. Chiar dacă sunteți singuri, vreți să munciți 7-8, da, cu răbdare, ca să ajungeți într-o anumită poziție în care vă simțiți voi, simțiți că aveți o valoare specială, dar aveți grijă, pentru că așa fac semnele de pământ, unele, nu toate, evident, că valoarea nu vă dau nici banii, nici poziția socială, nici, eu știu, cealaltă poziție. Nu, valoarea adevărată o găsiți pe alte căi. Hai să tai februarie 2022 și să vedem ce cărți apar. Sunt zgâriată că am avut o pisicuță la mine, pe Merlin, acum am lăsat-o. Și știți voi, când ne jucăm cu focul, ne ardem. Când ne jucăm cu pisicuțele, că tot am văzut leu, ne mai zgâriem. Dar e drăguț, sunt frumoase. Central, regele de spade, interesant. Provocarea, 7 de cupe. În trecut, cavalerul de cupe
În prezent, 9 de monede. Vreți să fiți independent sau cineva vă inspira, cum a zis mai devreme, cu regina de monede, cineva cu reușite, cu un anumit statut. O persoană independentă pur și simplu vă inspiră să deveniți și voi așa. Interesant, în viitor apare justiția. Justiția înseamnă un contract. Un contract. O să desfășor cărțile și pe urmă le clarific. Sfatul, spânzuratul. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Încercați să implementați credință în cazul în care sunteți, poate nu credeți, unii cu regele de spade, posibil să fiți unii atei. Deși, în general, cine ascultă tarot, crede, da, crede și în altfel de energie. Poate că e ce provocare. Să treceți dincolo între vis și rațiune. Între vis și rațiune există o altă dimensiune spirituală. Exterior, eremitul. Tăcerea cuiva vă influențează. Trei de cupe în poziția fricilor. Nu vezi triunghiuri amoroase? Poate unii, din cauza că nu vorbiți cu cineva, nu mai aveți chef să vă jucați, să vă întâlniți cu prietenii. Vedem, o să clarific. Ce vă doriți lumea? Să încheiați un capitol și să începeți unul nou. Eventual să fiți deasupra lumii, să fiți independenți, să începeți un nou capitol. Probabil că vă doriți pe cineva de la distanță, pentru unii dintre voi, sau să vină înspre voi cineva de la distanță, posibil și asta. Ce reușiți să faceți? Să vă transformați. Moarte și renaștere. Interesant. Dacă între voi și cineva lucrurile sau relația, să zicem că a murit cândva, e o tăcere, da? Tăcerea și moartea, da? O tăcere de moarte, ca de moarte. Aveți posibilitatea? Să alegeți în această perioadă, prin transformarea prin care treceți și vindecarea pe care a trebuit să o marcați, sau, cum am zis mai devreme, chiar de la început, decât să stați să regretați, mai bine, din cauza unor cuvinte, poate prea impulsive, ale voastre, ale lor, ale, eu știu, vecinilor, ale, eu știu, deși cavalerul de spade nu aduce bârfe, aduce vești. Bârfele sunt pentru valeți. Alegeți dragostea față de voi. Alegeți să fiți într-o stare de confort emoțional ca să vă puteți atrage oameni de o vibrație înaltă. Dacă stați în regrete, cum am zis mai devreme, nu veți atrage. E o transformare interesantă. La capătul setului de cărți e o ocazie pierdută. Vă simțiți că ați pierdut ocazia cu cineva. Interesant, cu steaua și împărăteasa și șase de spade, de bâte și regina de cupe. Vai, vai, vai. Pe cine ați pierdut, măi? Pe cine ați pierdut? Chiar e o ocazie pierdută. Dar ideea este că dacă e pierdută, e o lecție. Aici este lecție de învățat. Eremitul e o lecție de învățat și lumea e o lecție, Saturn. Varianta bună. Încheiați capitolul. Nu mai stați în lacrimi, în regrete. Și credință. Manifestați varianta voastră cea mai bună. Interesant. Ce mai simt? Ce mai simt? Unii, e o chestiune de rugăciune, de maternitate. Unii poate vă rugați să fiți cu o anumită persoană, să cuceriți o anumită persoană și să fie soția voastră. Dacă sunteți femei, poate unele v-ați rugat să aveți copii și ați pierdut ceva de genul ăsta. Posibil și pentru unii, dar nu e obligatoriu. Dar există un personaj foarte sensibil, regina de cupe și împărăteasă. Posibil să fie și plăcut, plăcută acel personaj, da? Să aibă un estetic
armonios. Să atragă și publicul. Dacă e o anumită vibrație posibil, destul de înaltă. Cu care ceva n-a mers? Poate e o distanță, repet, între voi? Dar soluția este, cum se spune și la sfat, spânzuratul, steaua, ambele vorbesc despre credință. Steaua și temperanța, ambele vorbesc despre vindecare. E ceva de învățat aici. Unele dintre voi vă vindecați, unele doamne vă vindecați de un aventurier, poate. Un aventurier care v-a pus în situații neplăcute și voi i-ați iubit, e posibil și asta. Înainte să încep povestea, aș vrea să mai vin cu o carte. Am zis, leitmotivul pe această lună pentru Taur. Să vedem o Venus ascendent, nodul nod în Taur. Februarie. Ups! E interesant. Snake. Unde am mai văzut la pești? La pești? Da, la pești am văzut, dar într-o altă formă. Și în pământenire. Armadillo, nu știu ce... Da, armadillo. În secret, probabil, oricine vă dorește, ori voi țineți în secret. Am mai spus chestia asta. Țineți în secret la cineva posibil. O persoană importantă care vă protejează energetic, interesant, și vă inspiră energetic posibil pentru unii dintre voi, dar voi trebuie să vă păstrați natura voastră pământeană, pământul de sub picioare. Însă, ideea este că apare creația, trebuie să vă recreați, să vă transformați. Să vă recreați. Chiar am citit de curând, la pești, da, acolo am citit. Sfatul era să lăsați pielea cea veche și să renașteți. Prin creativitate. Să nu vă izolați, să nu fiți nici prea visător, nici prea rațional, să fiți în echilibru, cum arată și această justiție în viitor. Să fiți în echilibru. Poate unii dintre voi țineți la un personaj cu marcaj puternic în semn de aer, marcaj nu obligatoriu zodie. Posibil. Pentru că este central, este în sufletul vostru. Dar, în plus, ar mai fi că vreți și voi să vă păstrați capul pe umeri. Vreți să fiți, teoretic așa ar trebui să vreți să fiți înțelepți, pentru că vă provoacă posibil alte opțiuni. Șapte de cupe nu e obligatoriu să fie confuzii, pentru că nu văd totuși ceva care ar sugera confuzia, cât ar fi opțiuni. Aici este. Aveți opțiuni. Și trebuie voi, vă doriți să fiți înțelepți în această, eu știu, în această perioadă. O să clarific ceea ce șapte de cupe. Dacă cineva nu vorbește cu voi, poate că aveți tendința să visați. Nu știu, taurii cât sunt de visători, poate că unii sunt, alții mai puțin, alții mai mult. Dar în ultima vreme a apărut în viața voastră acest cavaler de cupe. Un romantic, o romantică sau cineva mai sensibil. Comunicarea cu cineva. Care vă alină și eventual vă susține. În prezent aveți 9 de monede.
Poate să fie una și aceeași persoană, poate să fie altă persoană. Oricum, în prezent vă concentrați pe independența voastră, cum am zis la un moment dat, și unii dintre voi chiar încercați să creșteți. Nu doar financiar, cât și spiritual. În viitor, în cazul în care există o problemă în viața cuiva cu niște contracte, regele de spade și justiția sugerează o posibilă problemă la acest nivel al contractelor. Căsătorie, divorț, vom vedea. Pentru că apare totuși o tăcere, apare totuși o moarte, nu e vorba de moarte, e vorba de încheierea unei situații. Și iar un blocaj în comunicare și o alegere importantă, care sugerează că tot răul duce spre bine. Cu alte cuvinte, sunteți încurajați să fiți independenți, să vă iubiți, chiar dacă unii poate v-ați despărțit, poate, da? V-ați despărțit, dar dacă sunteți bine, vă veți recăsători. Care e problema? Dacă vreți. Care ar fi problema? O să clarific. În prezent aveți spânzuratul. Chiar dacă vi se pare că v-ați sacrificat, nu v-ați sacrificat degeaba, v-ați sacrificat ca să învățați niște lucruri, să vă căpătați, să vă recăpătați sau căpătați credință, să vedeți lucrurile altfel. Vom vedea în ce constă. Am zis, separarea de cineva poate să fie și distanță, poate să fie și tăcere. Vă influențează. Regele de spade, posibil, eremitul, e un Mercur care nu se manifestă. Adică Mercur este planeta comunicării. Faptul că e cu sabia în jos, faptul că e tăcere, poate să creeze confuzie. Tăcerea creează confuzie. Dar voi treceți peste. Concentrați-vă pe dragoste față de voi și pe reușitele voastre. Aici este provocarea. Am zis, de ce vă este teamă de 3 de cupe? Poate că vă irosiți timpul cu prietenii, poate de un triunghi amoros, poate nu sunteți, nu v-ați pus voi partenerii în triunghi, poate partenerii v-au pus într-un triunghi amoros, iar vă este teamă să nu fiți în așa ceva și este de înțeles. Vom vedea și lumea ce este. Dar ideea este că trebuie să vă transformați viața și transformarea este sugerată foarte bine și de această carte, da? Șarpele. Hai să vedem. Clarificăm regele de spade pentru Tauri. Poate cineva cu marcaj în balanță, care încă... Regele de spade și 3 de monede. Poate că acest personaj a avut un triunghi, v-a pus într-un triunghi amoros la locul de muncă, poate. Dar poate nu neapărat triunghi amoros. Poate pur și simplu a lucrat prea mult și n-a mai avut timp de relație. Și nu-i plăcut nici așa. Poate cuvinte v-a înșelat cu jobul. Nici așa nu-i bine. Unii. Ideea este că v-ați simțit părăsiți. Da, în casă. Posibil că erați căsătoriți. Uite, 10 de monede și marele preot. Ups! Și ce singur este, apare și trădarea. Ceva, voi știți. Ceva s-a întâmplat. Încă vibrează în sufletul vostru și dacă, și e normal. E normal să vibreze, poate chiar ani de zile să mai vibreze, dacă v-ați simțit trădat, dacă s-a întâmplat ceva. Eu acum vorbesc despre Tauri. Nu vorbesc despre cei care au fost înșelați de Tauri. Eu vorbesc despre niște Tauri care, uite, au întâmpinat niște neplăceri. Se simt abandonați. V-ați chinuit atât în familie și ca să ce? Unii. Nu toți, dar unii. 7 de cupe. Provocarea. 7 de cupe. 7 de cupe. Aici este. Abandonul, dezamăgirea și blocajele. E o confuzie. Nu înțelegeți eventual. Nu înțelegeți. De ce ați fost abandonați? De ce ați fost dezamăgiți? De ce ați fost răniți? De ce cineva v-a blocat? Probabil. E o confuzie. Poate în sine persoana care a practicat aceste lucruri este confuză. Persoana cu care posibil ați fost căsătoriți? Poate. Sau poate ei sunt căsătoriți, din acest motiv nu se pot implica. Clarificăm cavalerul de cupe. În trecut.
teoretic, cavalerul de cupe ar trebui să vină cu vești bune, cum am văzut și temperanța, să vă liniștească, să vă aline într-un fel sau altul, comunicarea cu cineva, și aici, nu sunt multe cărți. Ați avut o pasiune nebună pentru cineva, dar v-ați îndepărtat. 8 de bute invers. Eventual v-ați trezit. Și v-ați dat seama că a fost o copilărie, că a fost egoul la joc. Da, în joc conflicte. Ia mai dăm o carte. Le dăm o carte pentru cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe pentru taurii. Și taurițe, evident. Cavalerul de cupe. Te rog frumos. Cavalerul de cupe. Te rog frumos. Te rog frumos. Da? Cavalerul de cupe. Clarificăm pentru taurii și taurițe. Și acest cavaler de cupe. Poate să fie și un cuceritor. Poate. E un nou personaj în viața voastră. Dacă v-ați fost trădați, trădate, e dreptul vostru. Asta să fie. Asul de monede. Da. Posibil cineva în ultima vreme a încercat să manifeste un nou început cu voi. Vrea să vă ofere nu doar romanță și o relație de lungă durată. E un ideal, e o dragoste care ei o văd frumoasă. Sunt blocați în această dragoste. Dintre voi ați renăscut într-o nouă dragoste. 8 de spade sugerează faptul că v-ați gândit foarte mult la această nouă dragoste și la această nouă relație. Poate că și ei. Eventual noua voastră dragoste sau noua voastră vindecare sau noul vostru proiect. Faptul că vă eliberați de suferință să streseze, să blocheze pe cineva, să se gândească cineva obsedant. Dar cum se poate? E posibil și astea. Cum se poate? E posibil că întotdeauna există oameni care nu înțeleg că din depresie, din supărare, poți să renaști. E dreptul vostru, dreptul fiecăruia. Chiar este indicat. Dar în ultima vreme apare acest as de monede. Ia să vedem. În prezent, 9 de monede. Clarificăm, te rog frumos, 9 de monede. Ia uite, valetul de... Cineva vă urmărește cât timp voi sunteți independente și lucrați spre reușita voastră. Cineva vă urmărește. Mare grijă și la bârfe. Da, e un aventurier care a pierdut ocazia eventuală. Da. Sau poate voi urmăriți pe cineva. Interesant. Dacă voi ați simțit că ați pierdut ocazia cu cineva, mai există și varianta asta că poate sunt bărbați mai aventurieri prin această zonă, da? Zodiacală, să zicem. Poate voi ați pierdut ocazia cu un personaj independent și urmăriți. Vedeți unde vă aflați, dar cu sinceritate, fără aroganță și fără a vedea doar lucrurile bune în voi și lucrurile rele în ceilalți, pentru că nu e normal. Valetul de spade și 9 de monede. Poate să fie și o discuție cu cineva care vă inspiră. O simplă discuție. Nu imatură, nu. O simplă discuție. În care cineva vă poate arăta calea. Mai dăm o carte pentru prezent. Mai dăm o carte pentru prezent. 9 de monede și valetul de spade, te rog, cum suntem. Asta de tot. E interesant. O discuție care vă inspiră. Personajul acesta vă inspiră. La independență.
poate să vă inspire și la altceva. Pentru că șerpii au și conotații sexuale și asul de bâtă are conotații sexuale. E o atracție, într-adevăr. Poate persoana aceea de care vă simțiți atrași în secret sau cineva se simte atras de voi, doamnelor, dacă sunteți frumoase și puternice, de ce să nu fie așa? Și o discuție cu cineva să provoace ceva nou. E o tentație care... Cineva vrea să comunice, da, atracția aceasta. Ori voi către o doamnă, ori niște bărbați către o doamnă. Un valet, un cavaler vor să cucerească o regină de bâte. Pentru că sunteți frumoase, doamnelor, tăuroaicelor, în general, sunteți frumoase, nu pot să zic. Cam toate tăuroaicele pe care le știu sunt super, super. Aranjate, nearanjate, sunt frumoase măcar de la natură. Au ceva. E Venus. Asta e. Hai să vedem. Justiția. În viitor, justiția. Nu pot să cred că vă căsătoriți chiar așa hodron-tron brusc, dar... dar... Asta e. Aveți răbdare? Poate că cineva trebuie să divorțeze și trebuie să aveți răbdare. Poate voi încă sunteți în divorț. Asta e, aveți răbdare. Dar asta nu înseamnă că nu vă puteți bucura de ceva. Vedeți ce. Dar până una alta... Până la pasiuni nebune, astfel de bâte sugerează și un proiect care vă poate aduce independența. Am zis, cineva vă poate arăta cum să vă transformați viața cu răbdare. Iar 8 și cu 1, 9. Colaborare, ajutor financiar. Un proiect care, cu muncă, poate să ducă și răbdare, poate să ducă. Ia mai dăm o carte pentru viitor. Poate să aducă independență și asta avem nevoie, nu? În aceste vremuri. Steaua, ce frumos! În primul rând, dacă vă ați divorțat, aveți răbdare că vă veți vindeca de acest divorț, de această separare, da? Da, uite, regretele. Vă veți vindeca. 2. Dacă aveți răbdare și dacă lucrați, cum am spus mai devreme, cu pasiune spre independența voastră și vă atrageți oameni valoroși în preajmă cu care să discutați și să creșteți, cu răbdare se va face dreptate, justiție divină, vă veți echilibra viața și vă veți, repet, cu răbdare, 7 de monede, vă veți atinge destinul. Vă veți întâlni persoana predestinată cu răbdare. Da? În echilibru, în dreptate. Clarificăm mura, nu mă pot juca cu tine, că acum fac etalare. Clarificăm spânzuratul, sfatul. Spânzuratul. Iar răbdare și credință, interesant. Spânzuratul a fost clarificat de lună. Aici este. Urma, ascultați-vă intuiția. Spânzuratul și steaua reprezintă credința, rugăciune. Rugați-vă. Insistent, cu răbdare, 7 de monede. Pentru dreptate, dreptatea voastră, dreptate în general. Sunt multe mesaje, nu o să le puteți separa, poate unele pot fi combinate și să creați ceva nou din toate. Sfatul, spânzuratul și luna. Ascultați-vă intuiția. Rugați-vă noaptea, rugați-vă în secret. Sau poate cineva se roagă pentru voi, dar hai mai vedem o carte, e sfatul vostru totuși. Ascultați-vă intuiția, emoțiile. Mai dăm o carte pe acest sfat, lună și spânzurat. Semnul peștilor, mă special, și rac. Și scorpion eventual. Vă și scorpion, dar vă că încheiați ceva cu scorpionul și posibil rac sau pești. Și nu vorbesc de zodie musă, de cineva cu marcaș. Poate este cineva cu lună în pești, cu care rezonați foarte bine. Sau cu Venus în pești, da? Ca să înțelegeți. Clarificăm
clarificăm luna și spânzura tuturor frumos pentru tauri și taurițe, evident, și taurițe. Frumoasele mele taurițe. Da, și taurașii, și taurașii sunt. Și taurașii sunt, iată. 8 spade și turnul. A fost o separare care v-a blocat mental, dar trebuie să renașteți. Uitați, judecata, trebuie să renașteți. E o separare, e un divorț posibil, că e o casă. E o casă. Două cărți care reprezintă casa. Și posibil un aventurier care a dezechilibrat ceva. Poate sunt două case. Poate amândoi sunteți căsătoriți. Sau unul stă cu familia și altul și-a făcut altă familie, înțelegeți, da? Moștenirea, familia tradițională și familia creată. Iar ideea este că trebuie să renașteți, da? Că a fost o separare care v-a blocat, v-a ținut așa, v-a ținut legați. Poate chiar această căsătorie, într-un fel sau altul, sau familie v-a ținut, legați, programați. Dezlegați-vă, rupeți lanțurile. Iar văd legătură și la spânzurat. Aici este frica, interesant. Lucrați cu frica voastră, ascultați-vă intuiția, dar nu vă blocați în frică. E o mare diferență. Eliberați-vă de frică. Treziți-vă, dărâmați aceste construcții, programe mentale, emoționale. Poate că separarea dintre voi și un semn de aer, iară văd posibil, să-i fi blocat pe ei, pe voi, variază. Ideea este că voi trebuie să vă ascultați intuiția. Și intuiția spune să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și în primul și în primul rând să vă înțelegeți visurile, reveriile, dacă vreți, și credință, măi. Credință, pentru că apare și steaua, nu? Altceva este un sfat, da? Altceva. A fost o situație neprevăzută, turnul, pentru unii. Un șoc. Un șoc care v-a blocat. Dar, repet, vedeți această situație altfel. Clarificăm spânzuratul. Clarificăm eremitul. Influență exterioară. Ia uite, roata norocului. Vă luptați cu voi? Sau cineva încearcă să se lupte? Nu. Cred că vă luptați voi cu impulsurile voastre. Poate chiar cu furia. Dacă regretați ceva, posibil să luptați și cu furia unii dintre voi. Ar fi bine să nu. Dar e o tăcere. Necesar, ia. Roata norocului și eremitul. Arcane majore. Influență puternică. Cineva a plecat. Interesant. Un suflet poate. Un suflet pereche. Dar cineva a plecat. Regina de spade și ea vorbește despre divorț, despre multe. Cineva a plecat sau cineva e la distanță și din cauza acestei distanțe este tăcere. Și toți așteptați să se întoarcă roata, eventual așteptați să se întoarcă, posibil. Dar ideea este să nu mai stați în așteptări și în regrete. Voi să vă concentrați, repet, pe un nou sens al vieții, pe transformarea voastră, pe 9 de cupe și 9 de monede, repet, dragoste față de voi, stimă, reușitele voastre profesionale, independența voastră. Și dacă e soț plecat, nu stați prea mult în această energie. Nu stați prea mult în regrete, pentru că nu se manifestă nimic în regrete și în amintiri. Da, posibil să aibă legătură cu această separare. Bruscă. În care nu înțelegeți. E un secret, un mister, dar pe care trebuie să-l intuiți.
Pentru că dacă vă puneți mintea, nu o să-l înțelegeți niciodată. Poate prin vise primiți niște răspunsuri. Mai dăm o carte pe această influență exterioară. Ia uite, lacrimi. E un conflict. Dacă ori voi plângeți după acest personaj, ori acest personaj plânge. Dar nu știți, suferă, regretă, are niște probleme, conflicte. Interesant, poate că intuiți fricile cuiva, problemele cuiva, apropo de ce am zis mai devreme. Mai ales, poate voi aveți planete în zodia peștilor și intuiți, sunteți foarte intuitivi unii. Ascultați-vă oricum intuiția, visele și rugați-vă. Clarificăm lumea. Ce vă doriți? Să încheiați acest capitol. Confuz, de probleme. Unii. Că dacă sunteți bine, bănuiesc că nu ascultați tarot dacă sunteți bine. Mi se pare și absurd, nu? Ia. Regele de monede. Să vă reechilibrați viața. Eventual vă doriți un nou capitol în care aveți și voi un soț stabil, loial, senzual. Cu care să aveți, eu știu, dragoste, să vă hrăniți unul pe altul, să vă susțineți emoțional și fizic, apă și pământ dau bine. Nu neapărat că sunteți semne de apă și de pământ, dar să aveți un copil, să fiți mame, soții pentru acest bărbat sau, dacă voi sunteți bărbați, vă doriți să fiți, să începeți un nou capitol în care sunteți, da? Independenți, stăpâni pe, eu știu, poziția voastră, aveți pământul vostru, puteți să construiți ceva, o familie. Unii poate doriți să exprimați emoțiile pe care le simțiți față de cineva, să oferiți niște scuze, poate, după o perioadă defensivă, din cauza. Interesant. Mamă și copilul și temperanța. Poate cineva are o mamă de care are... Temperanța înseamnă vindecare, pe care încearcă să o vindece, să o îngrijească. Un copil are grijă de mama sa, posibil. Poate să mai fie vorba de un copil... Într-o formă sau alta, voi știți, pentru că această poveste cu mama și copilul poate să aibă multe, multe variante. Clarificăm oare. Hai să mai dăm o carte pe acest rege de monede. Mai dăm o carte. Acest rege de monede. Ce vă doriți? Să fiți voi echilibrați, abundenți, multe. Iar am văzut regina de cupe. Vreți și dragoste. Dar știți că aveți nevoie de stabilitate mai presus de orice. 5. E un conflict interior. E o luptă. Cum să începeți de la zero? Mai, așteptați. Tot apare aceasta. Pentru unii e o dragoste divină care încă e nemanifestată, e la distanță. E o dragoste specială. Magicianul, regina de bâte, asul de cupe. Temperanța. Trebuie să aveți răbdare. Dar pentru asta trebuie și voi să vă pregătiți. Preîmpărăteasă. Adică să fiți independenți, să fiți frumos, să fiți de succes. Clarificăm moartea. E transformarea voastră.
Clarifică moartea, te rog, în Sfântul Duh. Temperanța, vindecați-vă. Crește spiritual. Aici este această transformare, această moarte a vechiului, sau, da? Vechiului ego, vechiului eu. Nu ego, eu. E un șablon în care ați fost crescut, în care v-ați format, da? Aceasta trebuie transformată. Prin toate suferințele prin care ați trecut, trebuie să vă apropiați de Dumnezeu. Are legătură cu spânzuratul, da? Cu această nouă viziune, cu intuiția, cu credința, cu rugăciunea. Da, și-a apărut de la început încă. Poate, da, nu. Da, interesant, apare iar împăratul și mai devreme era împărăteasă. Pentru unii simt că e un cuplu divin care trăiește o separare, nu separare gen turn, o distanță. Este provocat din cauza unei distanțe. Dacă sunteți bărbat, că văd că unii vă doriți să fiți pe picioarele voastre și aveți de luptat în acest sens, dar și de așteptat. Și așteptarea aceasta, asta va aduce transformare și vindecare și echilibrare. Pentru că altfel, dacă nu v-ați transforma și nu v-ați echilibra, nu s-ar manifesta perechea divină. Sau dacă s-ar manifesta, ar apare alte probleme, conflicte, concurență, care v-ar perturba eventual relația. Este și toată această experiență are un scop. Ia dăm noi 9 de cupe. Interesant, poate unii trebuie să vă vindecați de un scorpion. Nouă de spade, nouă, 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 iar foarte mult nouă. Spiritualitate. Creștere spirituală. Poate. Alții trebuie să vă vindecați de un semn de aer. Ideea este că trebuie să alegeți între, posibil, vindecarea și transformarea voastră, care merge către 9 de cupe, și separarea de un personaj care v-a adus multă suferință, mult stres, pentru că i-a plăcut băutura, posibil și asta. Sau a fost prea egoist, posibil și asta. Ideea este că, totuși, februarie acesta trebuie să fie marcat de reechilibrarea voastră emoțională, energetică, spirituală, rugăciune, credință. Aveți 3 cărți care sugerează asta. 3 cărți. Da? Și posibil discuția cu cineva vă poate inspira în acest sens. Vă poate inspira. Alegeți-vă oameni puternici în preajmă cu care să manifestați lucruri noi, cu care să puteți crește, sau cu care să puteți marca această, ce m-am frit, marca această transformare. Bine că la timp am luat-o. Dar ceva trebuie să ardă, interesant, chiar m-am și frit, da? Să ardă trecutul, vechea piele. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. M-a frit. Poate este și o pasiune. O nouă pasiune care vă transformă și vă vindecă. Pasiunea vă poate transforma și vindecă. Dar sunt lucruri pe care le faceți în paralel. Nu intrați într-o nouă relație, într-o nouă pasiune, nevindecați. Ca să nu repetați situațiile din trecut. Taur și tauriță. Ideea este că trebuie să renașteți
într-o variantă mai bună, mai înaltă, mai înțeleaptă. Mă mănâncă nasul și am dreptate. Știți bine. Știți bine că am dreptate. Nu știu acum ce așteptați de la Italări, ce vești așteptați. Acestea sunt cele care au venit prin mine. Ah. Hai, Tau și Taurițe, un mesaj. O floricică frumoasă și un mesaj frumos. Hai. Mesaj. Mai. Poate vrea în altă poziție. Asta. Fiți bucuroși. 9 de cupe. Renunțați la stres. Și? Oh, plăceri periculoase. De-aia am amar. Să aveți grijă. Aveți grijă. Plăceri periculoase. Upsa. Și dragoste tinerească. Probabil că a fost o dragoste tinerească care v-a ars, de care v-ați separat, da? Din care trebuie să învățați, iar. Ce asta? Primrose? Primul să fie, da? Parcă. Primul să fie? Posibil. Tuberoze. Și Narcisa, ce? Iată, renaștere, rebirth. Renaștere și noi începuturi, da? Deci, vă rog frumos, concentrați-vă pe varianta voastră cea mai bună și alegeți-vă oameni inspiranți cu care să creșteți și să faceți lucruri frumoase. Ascultați-vă intuiția și aveți credință. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Pa, pa!